cu aparițiile publice, însă pe plan personal lucrurile par să meargă foarte bine. Costel Busui o pare să fi renunțat definitiv la bani și celebritate și să-și fi pus definitiv talentul în slujba bisericii. Pe plan personal, însă, lucrurile merg foarte bine. Cu câteva săptămâni în urmă, Costel Busui a devenit socru mare după ce singurul său băiat, Daniel, s-a căsătorit cu iubita lui din liceu, Gabriela. Daniel Busui și-a unit destinele cu aleasa lui, Gabriela, la o biserică din Timișoara, iar evenimentul a fost unul relativ restrâns. Tânărul a postat câteva imagini pe pagina lui de socializare, în care Costel Busui apare, în schimb apar cele trei fiice ale acestuia, Tabita, Rebecca și Sara, care au fost domnișoare de onoare. Fiul lui Costel Busui, o care 19 ani și cântă într-o trupă ca baterist. Proaspăta lui soție este studentă la Facultatea de Psihologie. Costel Busui, dezamăgit de lumea showbiz-ului, când Costel Busui este considerat unul dintre cei mai talentați tenori autodidacți din lume, care în prezent cântă în biserici din România și Statele Unite ale Americii. Fost zidar, Costel Busui a devenit celebru peste noapte în 2008, după ce a câștigat concursul de talente Hijos de Babel la o televiziune din Spania. El a câștigat un contract în valoare de 100.000 de euro cu o mare casă de discuri, la care însă românul a renunțat. Următorii ani i-a petrecut încercând să pătrundă în lumea artistică, însă a fost respins de fiecare dată. În prezent, el a renunțat să mai apară în emisiuni de televiziune, iar în presă apare doar foarte rar. El cânta doar în biserici din România și Statele Unite ale Americii, el fiind botezat pentru postal.